La sfârșitul săptămânii trecute, agenda candidatului USL pentru președinția Consiliului Județean a fost una extrem de încărcată. Vineri, 18 mai, Zanfir Ciceu s-a aflat în târgul de la Arinș, unde a discutat cu sute de oameni despre nevoile lor, despre așteptările pe care le au de la viitorul președinte al Consiliului Județean. Candidatul USL Mara Mureș nu a lansat însă minciuni electorale, minciuni pe care alți politicieni le-au folosit în campaniile trecute. Mara Mureșenii nu mai pot să fie amăgiți, iar traiul lor nu este mai bun, așa cum li s-a promis în 2008. Suntem în anul 2012 cu o populație sărăcită și revoltată pe lumea politică. Acesta este motivul pentru care Zanfir Ciceu dorește să discute cu oamenii la întâlniri față în față, pentru a le prezenta onest ceea ce poate să facă din postura de președinte USL pentru Mara Mureș. După vizita în târgul de la Arinș, a urmat apoi o întâlnire zonală cu primarii și consilierii județeni din Nasoaj, Arinș, Bicaz, Oarța, Băsești, Gârdani, Băița de sub Codru, Suciu de Sus, Cupșeni, Coroeni, Lăpuș și Târgu Lăpuș. Vineri la ora 14, candidatul USL pentru președinția Consiliului Județean a avut o întâlnire cu parlamentarii de Mara Mureș, urmată de discuțiile cu medicii de familie. Tot vineri, femeile liberale au dorit să-l asigure pe Zanfir Ciceu de întreaga lor susținere. În cursul aceleiași zile, candidatul Uniunii Social-Liberale a participat la două întâlniri în cartierul Vasile Alexandrii și Aleea Rotundă din Baia Mare. Seara s-a întâlnit cu sălăjenii stabiliți în Baia Mare, eveniment convocat de noul subprefect al județului Pamfil Bercean. Seara s-a încheiat în aceeași ritm alert în compania studenților de la Universitatea de Nord Baia Mare. Sâmbătă dimineață la ora 10, Zanfir Ciceu, candidatul pentru președinția Consiliului Județean, a participat la hramul Bisericii de Lemn din Baia Sprie, după care a fost așteptat la Mănăstirea Bârsana. Agenda pentru seara zilei de sâmbătă a prevăzut întâlniri cu cetățenii din cartierele Băimărene, dar și prezența la partiul organizat de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, în incinta Casei Tineretului. Duminică 20 mai, Zanfir Ciceu a ajuns la Sfințirea Bisericii de Lemn din Borșa, iar apoi a fost prezent la lansarea candidatului PNL pentru primăria orașului Vișeu de Sus. Vișeul a îmbrăcat duminică haine de sărbătoare, locuitorii aniversând și ziua orașului. Următoarea oprire a zilei de duminică a fost la Repedea, iar apoi Zanfir Ciceu a ajuns la lansarea candidatului din Șieu. La 17:30 s-a aflat în Baia Sprie pentru lansarea candidatului PC, iar apoi la Târgu Lăpuș. Așa arată programul unui președinte de Consiliu Județean, un om aflat mereu în mijlocul maramureșenilor, prezent în toate localitățile județului, pe care poate și vrea să-l coordoneze din sediul din Palatul Administrativ. Președintele Partidului Poporului, Dan Diaconescu, a făcut ieri o vizită electorală în Sighetul Marmației. Cu o întârziere de aproape 2 ore, omul politic a ajuns în fața sediului din Sighet a partidului pe care îl reprezintă. După un discurs ținut în fața celor care s-au adunat în zona sediului, președintele partidului s-a deplasat spre localitatea Crăciunești, acesta urmând să ajungă în cursul zilei de astăzi și în municipiul Baia Mare. Partidul Poporului, Dan Diaconescu, filiala Mara Mureș, are în județ 66 de organizații, urmând să fie identificate persoane care să preia frâiele și în celelalte 10 localități. Reprezentanții Partidului Poporului au anunțat că au semnat la nivel de municipiu Baia Mare adeziunea cu numărul de 1500, iar la nivel de județ există 4600 de membri. Organizația județeană a Partidului Verde Mara Mureș și-a lansat sâmbătă candidații pentru alegerile locale din data de 10 iunie. Partidul Verde are candidați pentru șefia Consiliului Județean, pentru consilieri județeni, pentru primăriile de localități și pentru consilii locale. La nivel de județ, Partidul Verde are 228 de candidați, dintre care 43 figurează pe lista pentru consilieri județeni. La șefia Consiliului Județean a fost desemnat să candideze Vasile Coman. Vreau să transmit maramureșenilor că ne aflăm într-o situație deloc bună, chiar îngrijorătoare din punctul meu de vedere, a spus Vasile Coman la lansarea candidaturii. Sub sloganul O nouă cale prin adevăr, înțelepciune și credință, Vasile Coman a arătat că printre obiectivele pe care și le-a propus să le ducă la îndeplinire în cazul în care va prelua conducerea județului, se regăsesc modernizarea aeroportului Baia Mare și reactivarea mineritului în Mara Mureș. Avem conștiința curată, avem dorința să schimbăm lucrurile. Vasile Coman știe ce înseamnă responsabilitatea, știe ce
înseamnă administrarea banilor și de aceea cred că este cea mai bună persoană pentru funcția de președinte de Consiliul Județean, a precizat președintele Partidului Verde, Ovidiu Iane, care a fost prezent sâmbătă în municipiul Baia Mare. Pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare, partidul nu va avea candidat, membrii formațiunii politice fiind mulțumiți de activitatea actualului edil al orașului. I'm going to go to the next one.